Dumnezeu este singurul vindecător. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele și voi îndepărta boala din mijlocul tău. Exodul 23:25. Înainte ca bazele medicinei moderne să fie puse la punct de savanți cunoscuți, grecii din antichitate obișnuiau să se închine zeului Asclepios, supranumit zeul medicinei. Pacientul mergea într-un templu al vindecării denumit Asclepion, după numele zeului, unde petrecea o noapte sau mai multe. Se ruga ca în timpul somnului să fie vizitat de zeul Asclepios, care să îi transmită în vis ce leac este potrivit pentru afecțiunea sa. După vizita nocturnă a zeului medicinei, pacientul mergea la preot pentru a-i povesti despre conduita medicală indicată de Asclepios în vis, iar preotul îi făcea astfel rețeta cu tratamentul de urmat. Rugăciuni, exerciții fizice, băi de tot felul și plante în toate formele. Cam acestea erau componentele tratamentului. Acest zeu mai era cunoscut și prin faptul că îi putea învia pe cei morți. Interesant este că în templul acestuia nu erau primiți pacienții care suferau de boli grave sau femeile însărcinate. Erau respinși de preotul examinator pentru simplu motiv că nu erau primiți de fapt de zei și nu i-a permis accesul înăuntru. În realitate, nimeni nu dorea ca într-un asemenea templu să existe cineva care putea muri, știrbind cumva credibilitatea zeului lor atotputernic. Odată cu trecerea timpului, au început să intre în scenă medici adevărați ca Hipocrates, Galenus sau Herophilos. Biblia prezintă un Dumnezeu care nu doar că poate vindeca toate bolile, dar cel mai important, poate să învie pe cei morți. Textul de azi ne amintește că dacă vom colabora cu Dumnezeul nostru, El va îndepărta boala din mijlocul nostru. Acest lucru este de cele mai multe ori rezultatul unei bune colaborări între noi și El. Dacă azi ești ispitit să crezi că poți îndepărta problemele, necazurile, bolile sau orice neputință prin efortul fizice sau știința modernă, te înșeli. Numai împreună, efortul uman și ajutorul divin aduc reușita în viață. Thank you.